Salut! Sunt Verel de la tutoriale.cumrepar.ro și în acest video tutorial îți voi arăta cum se rectifică scaunele de supape la o chiloasă pentru un motor tip OHV. Pentru aceasta avem nevoie de un dispozitiv. Acest dispozitiv este făcut de mine dintr-un furtun de benzină, de carburant, cu o coadă de supapă și un colier tip oltenesc. Acest dispozitiv se prinde într-o mașină de găurit, care, mașina de găurit, este dată la viteza minimă. Ca să putem rectifica scaunele de supapă, avem nevoie de o pastă abrazivă. Aceasta este o pastă abrazivă. Pentru a o putea folosi, trebuie să o diluăm un pic cu motorină. Înmuiem ciuperca supapei în zona care trebuie rectificată în pasta respectivă. O introducem pe chidajul supapei. Și cu mașina de găurit cu furtunul respectiv dăm câteva secunde într-un sens, schimbăm sensul la mașină, dăm în sensul celălalt și tot asta. Iar cu un deget apăsăm pe supapă ca pentru a avea presiune pe scaun. După un timp, verificăm supapa și scaunul, ștergem zona cu o cârpă curată, și verificăm dacă e gata. Ne dăm seama când este rectificat scaunul. Atunci când apare luciu continuu pe toată suprafața scaunului. Aceasta a fost doar o demonstrație, ăsta n-avea nimic scaunul, dar v-am arătat ca și procedură cum se rectifică scaunele la chiloasă. După ce am terminat de verificat când apare un inel continuu strălucitor, mai putem verifica montând supapele în
locașul lor, le punem și arcurile. După care putem turna benzină în această concavitate, dar cu bujia montată. Și dacă nu curge benzina din această găoace, atunci înseamnă că rectificarea s-a terminat, a fost reușită. Atenție că benzina se evaporă foarte repede, să nu avem impresia că dacă o ținem o jumătate de oră a scăzut din benzina respectivă și zicem că nu e bună rectificarea. Deci în momentul când nu e bună rectificarea se observă dedesubt cum picură sau cum umezește benzina. Mulțumesc că m-ai urmărit. Dacă ți-a plăcut, dă-mi un like. Dacă vrei să te implici, răspunde la întrebarea următoare. Despre ce vrei să vorbim în următorul film? Lasă răspunsul în secțiunea Comment.